cealaltă, iar ei, pentru că știu că ei invers, fac tot ce pot să fie fericiți acum, să aibă de toate, chiar și nemeritate, averi, ca să fie fericiți acum, ei și tot neamul lor. Ați solicitat toate pe episcopul de care aparțineți la... Eu nu, dar asta se văd cu multe diverse împrejurări, mormântare, botezi, căsătorii și sunt convins de ceea ce a spus acum. Bizonul care e în țara noastră nu a fost niciodată atât de adâncă. Ori toate forțele care sunt destinate, plătite de noi, să se ocupe de treaba asta, aleșii neamului, se ocupă de altceva. Știți care e rolul episcopului în comunitatea din care faceți parte? Da, e conducător. Episcopul are vocație de apostol. Știți de ce episcop aparține? Da, de părintele episcop Ieronim. Bine, normal este eparhia unui episcop, dar și prea fericită Daniel este și arhiepiscop al Bucureștiului. Deci mai mult episcopul din București e prea fericită Daniel. Intervine el în viața dumneavoastră? Cu rugăciunile, în biserică, prin slujire, prin cuvânt de învățătură, prin rugăciuni, prin Sfânta Liturghie. Dacă ați avea nevoie de un sfat, ați încetat episcopului locului acest sfat? Nu, are în subordine alți oameni care nu mergem direct la el pentru orice probleme. Mergem numai dacă e o problemă de competență a episcopului. Când mergem la episcop? Vă dau un exemplu, e o diferență mai mare de 7 ani între doi tineri, între 7 ani și 10 ani. Și atunci trebuie binecuvântarea episcopului. Atunci trebuie să mergem. Biserica și societatea, vorbim despre rolul episcopului în biserică, invitat Claudiu Târziu. În implicarea socială a ierarhului. Da, asta arată două lucruri, după opinia mea. În prima instanță că există o slabă catehizare a majorității oamenilor, chiar și a celor care sunt creștini, care merg la biserică și țin cont de sfaturile și de normele bisericii. Pe de altă parte, și deci confuziile între roluri, raportarea și sceptică și neștiutoare, să spun așa.